Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile și toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi discutăm despre provocările din mediul rural în ceea ce privește pe unii dintre primari. După cum bine știți, aducem în fața dumneavoastră primari din întreg județul care se confruntă și cu unele dificultăți atunci când vine vorba despre implementarea unor proiecte și nu neapărat din vina lor, pentru că sunt atât de mulți factori care pot influența parcursul unui proiect, dar o să-i lăsăm ca de fiecare dată pe edil să ne spună care sunt problemele cu care se confruntă și, bineînțeles, trebuie să vedem și partea plină a paharului, pentru că sunt extrem de importante aceste proiecte, fie că vorbim de cele pe fonduri europene, fie că vorbim de cele care sunt realizate cu ajutorul fondurilor guvernamentale sau, acolo unde este cazul, chiar și din bugetul propriu. Vedem astăzi ce se întâmplă în comuna Hărău, iar alături de mine este primarul acestei comune, domnul Lucian Weber. Bună ziua, bine ați venit, iată, pentru prima dată la noi în emisiune. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Sunt multe provocări, cred că, pe care le-ați simțit așa cu adevărat de când sunteți primar al acestei comunități. Ați pornit cu gânduri mărețe, cu siguranță, atunci când ați ales să intrați în această luptă până la urmă, poate și cu dumneavoastră, dar și cu unele aspecte care țin de birocrație, care țin de acest sistem, uneori destul de dificil de gestionat, poate. Da, doar că pot spune că nu a fost chiar foarte greu. Nu ați căzut așa în plasa acestor provocări? Pentru că eu de fiecare dată spun și am spus lucrurile se iau ușor și pe etape. Nu, la primărie nu m-am trezit direct primar. Am ars niște etape, am fost consilier local, un mandat de 4 ani, pe urmă au urmat 6 ani de viceprimar, pe urmă încă 2 ani de consilier local. Și a contat această experiență? Absolut. Ați înțeles mai bine ce înseamnă administrația? Bineînțeles, pentru că altfel, în momentul când ajungi acolo venind din cu totul alt domeniu, lucrurile nu sunt așa simple cum par la prima vedere. Deși din exterior este foarte simplu. Din exterior este foarte simplu, foarte atractiv. Să fii primar. Toată lumea are impresia că sunt, cine știe ce, avantaje extraordinare. Nu este așa. Este multă muncă, nu o spun ca să mă plâng cumva, Doamne ferește, pentru că am știut la ce mă ham. Este de muncă, programul primarului nu este 8 ore, este 24 din 24, telefonul meu este deschis tot timpul, nu este sâmbătă, nu este duminică, nu sunt sărbători legale, dacă în comună e nevoie de mine, trebuie să fiu prezent acolo. Și nu numai eu, consider că și ceilalți colegi primari tot așa procedează, pentru că reprezinți o comunitate și trebuie să o reprezinți așa cum se cuvine. Această funcție vine până la urmă și cu anumite asumări pe care trebuie să asumat din toate punctele de vedere. Da, și cred că nimeni nu merge pe fotoliu de primar doar să fie acolo. Merge cu un gând, merge să dezvolte comunitatea, să facă lucruri pentru comunitate. Acesta a fost și gândul dumneavoastră atunci când ați început acest drum? Da, bineînțeles, pentru că eu sunt născut în comuna Hărău, crescut în comuna Hărău, m-am știut și știu toate nevoile și necesitățile locuitorilor din comuna Hărău, toate lipsurile. Am crescut pe drumuri pline de noroi, fără iluminat stradal, fără multe lucruri. A fost cumva și așa o ambiție. O ambiție și o provocare de a duce comuna Hărău în rândul comunilor cu un grad de dezvoltare cât mai ridicat.
Simțiți că ați reușit să faceți acest lucru? Da, și nu spun acest lucru ca și o laudă, o spun ca și o normalitate, nu aștept aprecieri sau laude de la nimeni, pentru că asta este normalitatea, de aia ești primar, să faci ceva pentru comunitate. Mi-ați subliniat foarte frumos acest lucru, asta este normalitatea, pentru că sunt unii primari care, dacă au asfaltat o stradă sau o uliță, cum spuneați dumneavoastră, plină de noroi de zeci de ani, fac atât de mult tamtam pe acest subiect ca și cum ar fi făcut, nu știu, vreun proiect... senzațional. Din punctul meu de vedere, normalitatea, datoria, pentru asta te-ai dus acolo să te zbați, să nu mai ai drumuri neasfaltate, să iluminatul stradal să fie la fiecare stâlp lampă de iluminat, să existe apă curentă, să existe canalizare, să existe gaze naturale, să existe internet, să existe de toate. Toate condițiile decente până la urmă pentru anul 2024. De fiecare dată apar și piedici. Nici eu nu sunt conștient, nu am reușit. Dar ce faceți atunci când apar aceste piedici? Sunt foarte mulți care renunță poate atunci când apar aceste obstacole, să spunem, în calea implementării unor proiecte. Bat odată la o ușă, cum se spune, după care renunță la mai face și alte eforturi, să spunem, pentru a putea duce la bun final anumite proiecte. Din punctul meu de vedere, nu este soluția de acceptat. Nu trebuie să renunți niciodată. Nu ai reușit pe o variantă, găsești, cauți altă variantă de finanțare. Trebuie tot timpul să fii informat, să vezi ce axe de finanțare apar, dacă te încadrezi cu un anumit tip de lucrare pe axa respectivă, dacă se finanțează, dacă nu se finanțează. Adică tot timpul trebuie să fii conectat cu ce se întâmplă și este imposibil să nu găsești rezolvarea. Deși am și eu nemulțumirile mele, n-am reușit în anii aceștia să rezolv o problemă stringentă în Comuna Hrău, care este apa potabilă, datorită faptului că nu există sursă de apă pe teritoriul comunei de Hărău, de unde se pot alimenta sistemul. Apa care este distribuită de către SECE Apa Prod în Comuna Hărău este apă industrială, dar asta nu din cauza analizele făcute, din cauza formulei chimice. Fierul și manganul este mai mare decât valorile permise și atunci este distribuită ca și apă industrială. Dar în urma discuțiilor, în urma presiunilor făcute, s-a aprobat proiectul, este în fază de licitație a lucrărilor și Apa Prod va aduce apa potabilă dinspre Simeria, care va ajunge în Comuna Hărău și sper eu cât de repede, și odată cu acest proiect se va rezolva și această mare problemă, care știu că e una dintre problemele care îi frământă pe cetățenii Comunii Hărău. Nu stăm nepăsători la chestiunile respective și doar că a durat, chiar dacă nu toată ziua ați reușit să ajungeți în acest postăm punct pe Facebook sau pe rețele de socializare sau așa chestiunea respectivă, asta nu înseamnă că nu ne preocupă și nu facem tot ce ne stă în putință ca să rezolvăm chestiunea respectivă. Deci locuitorii Comunei Hărău vor avea și apă potabilă. Vor avea și apă potabilă, cum de altfel vor beneficia și de celelalte lucruri care eu le-am promis, pentru că eu sper să nu mai fie un locuitor al Comunei Hărău care să nu mă cunoască sau să nu știe că nu fac niciodată promisiuni gratuite. Întotdeauna când fac o afirmație mă bazez pe ceva
și niciodată nu am spus că o să realizez sau să fac un lucru decât atunci când am avut un contract de finanțare semnat și am fost sigur că acel lucru se va transpune și în realitate, adică va deveni realitate, va fi pus în operă, să zic așa. Numai cine nu dorește și nu vrea să vadă realitatea în Comuna Hărău și... Dar parcă o spuneți așa cu un pic de amărăciune, să înțeleg că există astfel de cazuri în care mai sunt oameni poate care vă atacă din acest punct de vedere. Da, dar în același timp și dau un impuls și mă ambiționează mai mult, pentru că nu poți să... Numai cine nu dorește să vadă realitatea din Comuna Hărău nu o vede. Care este realitatea? Realitatea este că dacă vrem să vedem de unde am plecat din 2016, ce s-a realizat în Comuna Hărău, ce proiecte avem aprobate la această oră, dacă vă spun că la data la care discutăm avem peste 20, în jur de 24 de proiecte care sunt în diferite faze, suma tuturor acestor proiecte se ridică la 60 de milioane de lei, 600 de miliarde de lei, ceea ce nu este deloc puțin, spun eu, pentru o comună de 2100 de locuitori. A mai fost vreodată o astfel de sumă nu. În Comuna Hărău, niciodată, alocată pentru proiecte? Niciodată. În Comuna Hărău, înainte să devin primarul acestei comune, s-a derulat un singur proiect. Deci un singur proiect a fost derulat până în 2016 și asta o spun, se poate dovedi cu acte, nu o spun eu doar așa de-a dragul de a o spune. Un singur proiect a fost derulat până în 2016, iar din 2016 au început asfaltările în Comuna Hărău, avem o rețea de străzi și drumuri comunale care însumează aproximativ 20 de kilometri, din care în primul mandat am asfaltat 7,5 km. Acum, în următoarea perioadă, când timpul ne va permite, vor începe lucrările de asfaltare pentru încă 8 km de drumuri comunale și străzi, care este finanțat pe programul Angel Saligny și are o valoare de 125 de miliarde. Odată terminat acest proiect în Comuna Hărău, pot să spun că nu vor mai rămâne drumuri comunale sau străzi care să fie neasfaltate. Avem proiectul cu gazul. Deci este unul dintre cele mai mari proiecte, cred că, pe care le cel mai mare proiect este cel cu gazul. Lupte seculare, am putea spune, da. Din câte mi-amintesc, a fost o bătălie destul de acerbă la nivel național pentru aceste proiecte. În județul Hunedoara au fost comune care nu au intrat la finanțare, dar sunteți printre fericiții câștigători, Fericiții câștigători. Valoarea totală a proiectului este de 25 de milioane de lei, 250 de miliarde. Avem proiecte aprobate unde urmează să ținem licitația de lucrări, fac referire la școala din Bârsău, școala din Chimindia, care sunt pe PNRR. Avem proiect pentru microbuse electrice în parteneriat cu comunele vecine și cu primăria Deva. Mai avem reabilitarea școlii din Hărău, clasele 1-4, unde se și lucrează. Sistemul de supraveghere video a fost finalizat acum o săptămână în comună. Am rezolvat și această problemă, pentru că nu vrem să urmărim pe nimeni, dar cetățenii trebuie să înțeleagă că trebuie să facem ceva, să combatem și să stopăm aruncatul gunoaielor în locuri nepermise. Și majoritatea acestor camere au fost amplasate în zone unde știam că sunt probleme și pe unde trebuie să treacă cumva cei care merg cu diferite utilaje, tractoare, încărcat cu mizerie sau cu, deci aici, cu resturi din debolări, pentru aceste lucruri au fost în special... Câte camere vor fi amplasate? 18 camere sunt în toată comuna, stații de încărcare,
pentru vehicule electrice, piste de biciclete, achiziționăm acum un bun de excavator nou pentru primărie. În localitatea Bârsău ne-a fost chiar zilele trecute, am primit de la Compania Națională de Investiții, ne-a fost acceptat spre finanțare o bază sportivă tip 2 care se va construi în localitatea Bârsău, care va fi cu nocturnă, teren sintetic, vestiare, tot aliniată ce... standardelor, da, actuale. Exact. Dumnealor vor ține licitația, noi le punem doar la dispoziție terenul, pe urmă la finalizarea lucrărilor vom prelua noi spre folosință. Mai avem și din bugetul local proiecte care urmează să fie realizate. Avem o grădiniță cu program prelungit și cred că suntem printre puținele comune din județ care acordă și masă gratuită copiilor. Vrem să construim o anexă la această grădiniță pentru a mări spațiul în care să funcționeze dormitoarele și sala de mese. Adică lucrurile, zic eu, că merg într-o direcție extraordinar de bună pentru locuitorii din comuna Hărău. Nu știu ce era să ui, da, avem și drumurile agricole. Și aici ați reușit să identificați sursă de finanțare pentru reabilitarea lor. Am văzut că mai sunt și situații în care sunt asfaltate unele drumuri aici. Pietruite. Drumurile de exploatație agricolă din comună este pe AFIR. Avem proiectul depus. Așteptăm răspunsul dacă a fost sau nu a fost acceptat la finanțare. Din punctajul care îl avem, noi suntem... Optimiști că și acest proiect ne va fi acceptat la finanțare. Asta înseamnă echipă, pentru că în Consiliul Local eu consider, odată cu terminarea campaniei electorale și a alegerilor, nici în Consiliul Local nu mai trebuie făcută politică. Și cel puțin la comuna Hărău s-a înțeles acest lucru, că nu mai trebuie făcută politică. Din 11 consilieri, partidul din care fac parte, Partidul Social Democrat, are 8, PNL-ul 2 și USR-ul un consilier. Aveți majoritatea acolo, o semn că majoritatea proiectelor probabil sunt aprobate. Dar nici consilierii din opoziție, să spun așa, nu am avut niciun proiect respins. Pe acum e mult spus din opoziție că PSD, da, PNL acum totuși nu sunt în alianță. Sunt în alianță scriptic, să zicem așa. Faptic, nu știu, în unele părți funcționează, în unele părți nu funcționează sau funcționează mai puțin. La dumneavoastră funcționează în comună? La mine nu am avut cu organizația PNL nicio înțelegere de niciun fel. Consilierii locali care sunt în Consiliul Local la ora actuală, a existat deschidere și din partea mea către dumnealor și din partea dumnealor către propunerile făcute de mine. Și lucrurile au funcționat normal și sper așa să funcționeze și în continuare, pentru că aceasta este normalitatea. Când te pierzi în războaie fără sens, stagnezi și nu faci ceea ce trebuie pentru comunitate. Îți canalizezi întreaga atenție asupra celor probleme, exact, mai puțin asupra problemelor reale pe care comunitatea le are. Și să cetățenii nu uităm, te-au cetățenii trimis acolo contează să rezolvi probleme, nu să te ceri și să te uiți la circ ieftin. Care nu și-are sens. De care cam avem parte, din păcate. Din păcate, da. Foarte multe, din păcate, da, situații, da, avem parte de astfel de certuri inutile până la urmă, da, pentru că pe cetățean îl interesează să aibă un trai cel puțin decent, să aibă un salariu, un venit,
peste medie dacă se poate, da, să aibă toate utilitățile, așa cum spuneam și puțin mai devreme, și iată că în curând vor avea și apă, da, pe partea de canalizare aici funcționează, am reușit anul trecut s-a pornit și stația de epurare, funcționează și sistemul de canalizare, urmează să predăm, pentru că aceasta este procedura, deocamdată este gestionat de noi, dar urmează să-l predăm celor de la APA Prod și noi ne facem treaba în continuare, chiar dacă se apropie alegerile. Da, iar criticile poate să fie și constructive, domnule primar. Acum, da, eu le accept. Și spuneați, uneori accept, vă și ambiționează să, da, faceți mai mult și mai eu bine. Eu accept orice critică, dacă este o critică constructivă, nu așa doar de-a dragul de a ieși să criticăm fără să stăpânim realitatea și să știm despre ce vorbim. Că să înțeleg că deja au apărut atacurile politico-administrative acum în preajma alegerilor. Au apărut atacurile pentru că nici nu s-au văzut bine cu cerneala uscată pe decizia partidului de numire ca și candidat. Nu le dau nume pentru că nu fac reclamă gratuită. Vreau să mă duc la primărie să fac curat în primărie. Păi vreau să transmit pe această cale, în primăria Hărău este curățenie și la propriu și la figurat. Avem și femeie de serviciu, de nu ducem lipsă. Dacă acest lucru te face să candidezi la funcția de primar, atunci lăsați-mă să... Dar care ar trebui să fie calitățile esențiale pe care un primar trebuie să le aibă? Totul pentru cetățean. În primul rând, disponibilitate, timp, răbdare. Vin oamenii cu 1100 de probleme. Majoritatea dintre problemele cu care vin spre primărie nu depind de primărie, dar trebuie să stai să discuți cu fiecare cetățean, să-i explici, să-l îndrumi, să-i areți calea, omul înțelege, apreciază și atunci lucrurile funcționează normal. Dacă te vezi undeva sus și privești de acolo cetățenii în jos, nu este ok. Nu este ok. Eu nu m-am uitat de unde am plecat, n-am să uit. De unde am plecat, cetățenii sunt cei care m-au, prin votul lor, m-au desemnat să le conduc destinele pe o anumită perioadă de timp. În momentul când consideră că nu mai fac lucrul ăsta cum trebuie, probabil mă vor sancționa la vot și mă voi duce acasă, asta este. Dar cred că acest lucru nu se va întâmpla în acest an. Asta vom vedea, e prea devreme să discutăm, da, sigur, despre aceste aspecte care țin de campanie, da, și de alegeri. Sigur, alegeri, sigur, care ar urma să fie comasate cu alegerile locale, cu cele europarlamentare, un subiect intens dezbătut și păreri pro, contra acestui mod de, da, dar trebuie să spunem clar. Unde mai punem la socoteală că se discută acum și despre liste comune ale PSD cu PNL pentru aceste alegeri. Cum vedeți dumneavoastră această posibilă variantă? Să spun de la început, nu Partidul Social Democrat a fost cel care a solicitat comasarea alegerilor. Partenerii de coaliție, PNL-ul, a venit cu această propunere. Fiind în coaliție, era normal să stea la masă și să se discute și variantele de comasare. Din punctul de vedere al meu personal, vă spun sincer că nici nu mă avantajează, nici nu mă dezavantajează dacă alegerile locale sunt în 9 iunie sau în 28 sau 29 septembrie. Păi până la urmă va trebui să vă conformați. Păi nu avem ce să facem. Dar nu prea stau în picioare nici contraargumentele că democrația ar fi nu știu cum. S-au mai făcut alegeri comasate și în trecut. Nu trebuie nici să subestimăm cetățeanul și
să avem impresia că nu știe ce să facă sau ce are de făcut. Cetățeanul este mult mai inteligent decât o au impresia unii politicieni. Dar nu spuneți asta odată la 4 ani, nu, da? Nu, eu o spun tot timpul. Deci cetățeanul are dreptate și știe de fiecare dată ce are de făcut. Nu poți să spui că dacă îi dai 5 buletine de vot în cabină, în loc de 4, nu știe ce să facă. Știe foarte bine ce să facă. Sunt convins de lucrul acesta. Că știe foarte bine ce să facă. Referitor la listele comune, au mai fost. USL-ul, știm cum s-a practicat, probabil unii, dacă se va ajunge acolo, nu știm, discutăm acum dacă... Probabil că în următoarele zile vom afla cu siguranță. Posibil au mai fost, probabil o parte vor fi nemulțumiți, așa cum am fost și eu la vremea respectivă, pentru că n-am putut candida de primar, pentru că am fost în alianță și a trebuit să susțin colegul care era primar și asta a fost, dar m-am supus deciziei sau aveam varianta să plec într-altă parte, să candidez independent sau de la alt partid. Nu era nicio problemă. Dar până acolo mai sunt discuții multe. Așteptăm să vedem ce se decide la centru și nu avem altă variantă decât să procedăm ca atare. Să înțeleg că veți mai candida pentru că încă un mandat în Comuna Hărău? Deci, mandatul care urmează vreau neapărat pentru că am de implementat aceste proiecte. Și nu o spun cumva, nu vreau să se simtă contracandidații mei sau potențialii, că nu știm, poate vor mai apărea și de alte partide contracandidat să se simtă cumva jigniți, dar nu este simplu să gestionezi 600 de miliarde pe anumite proiecte când vii din cu totul alte domenii și n-ai avut de-a face cu administrația publică niciun minut. Ce o să fie după acest mandat, nu știu. Să tot vorbește de reorganizare teritorială, de comasare de comune și aici vreau să vă spun, eu sunt pentru. Deși poate să pară cumva așa, fiind și înainte de alegeri, că o spun cumva electoral, nu, am spus-o de foarte mult timp. Eu sunt pentru această comasare de comune, pentru că nu poți, comune de 80 de locuitori, comune de 200 de locuitori. Și avem un caz aparte, cred că unic la nivel național, Comuna Bătrână, unde mai sunt 85 de locuitori, în condițiile în care un primar are nevoie de 100 de susținători, cel puțin. Suntem unul dintre cele 3 județe la nivel național care nu avem nicio comună peste 5.000 de locuitori. Dar asta ar însemna ca mare parte dintre acei primari să-și piardă acel asta este. Fotoliu călduț. Asta este, nu știu cine cu cine se va uni, Hărău cu Raportul, cu Certejul, nu știu. Ați fi dispus să renunțați la funcția pe care o aveți doar pentru a se face această, a se realiza această reorganizare și pentru ca lucrurile până la urmă să meargă într-o altă direcție? Că... Deci nu trebuie nimeni să renunțe la funcție. Nici primarul de la Hărău, nici primarul de la Raport. Intri în bătălia politică dacă vrei mai departe. Acum, dacă se unește Certejul cu Hărău, normal că dacă partidul mă susține să candidez de pe listele partidului, normal că voi candida. Nu mă dau la o parte. Nu mă susține și vreau să mai candidez, probabil voi candida independent sau pentru că nu sunt nici cu pro-traseist politic, să spun așa, e primul partid în care m-am scris în 1993 și au fost nenumărate tentative de a trece în stânga, în dreapta. Să înțeleg că ați fost scurtat de-a lungul anilor și de către alte partide. Este o normalitate, nu am făcut pasul ăsta pentru că nu prefer să stau înăuntru, în interiorul unui partid, chiar dacă am nemulțumirile, să spun nemulțumirile și să încerc să le schimb lucrurile care consider eu că nu funcționează cum trebuie acolo în interior. Plimbatul ăsta de la un partid la altul nu mi se pare ok și
într-un fel sau altul ești folosit. Am plecat astăzi de la un stăpân, mă duc la alt stăpân, nu mă privește nici la cu ochi buni, sunt convins de chestiunea respectivă. Trădătorii sunt tot timpul trădători și așa sunt priviți. Deci, asta este realitatea. Dar poate că unii dintre ei chiar nu se mai regăsesc în acele partide, poate... Și au fost și cazul multor primari liberali care, iată, recent și-au anunțat intenția de a se alătura partidului din care faceți și dumneavoastră parte. Bineînțeles, și viceversa a fost valabil, pentru că nu se mai regăsesc în nu știu, tot ceea ce înseamnă nu știu motivele, acea doctrină, nu știu dacă motivele, se mai respectă ceva din ea, bineînțeles. Motivele adevărate, nu știu realitatea care a fost, de ce au ales să plece nici de la noi înspre alte partide, nici de la alte partide care vin înspre noi. Doctrina politică la această oră vedem că să mai au măsuri de stânga și de către PNL, mai... Se orientează, nu? Da. Cum e mai, exact. Mai bine. Da, ce să spunem, dar nu am practicat și nici nu am de gând să practic traseismul politic, nu mă mai regăsesc, am varianta, dacă vreau să continui în politică, varianta de a candida independent, la comună e foarte simplu, să spun așa, pentru că de obicei șansele nu sunt foarte mari pentru cei care aleg să candideze ca independent. Dumneavoastră no, spuneți acum că spun, la nivelul unei comune este mai ușor? Cetățenii la comună votează omul. Să fim serioși. Adică să votează... Nu văd un cetățean să schimbe un primar dacă primarul 4 ani de zile a făcut ce trebuie să facă pentru comunitate. Nici un cetățean, indiferent cum se numește comuna respectivă, nu schimbă primarul doar de-a dragul de a-l schimba. Îl schimbă dacă nu le-a reprezentat interesele așa cum trebuie, dacă nu a făcut ce a promis. Indiferent de partidul din care face parte. Indiferent de partidul din care face parte. Pe om nu-l interesează atâta că eu fac parte din PSD sau din nu știu ce alt partid. Atâta timp cât fac ceea ce am promis că fac. Eu toate campaniile mele electorale pe aceste lucruri m-am concentrat, nu m-a interesat să intru în... Nu am refuzat nicio confruntare cu adversarii mei politici atât timp cât a fost pe proiecte. În schimb, nu am intrat și am evitat orice confruntare sau orice lucru care nu are ce căuta în campanie. Nu mă interesează cum arată persoana, câte kilograme are, ce culoare au ochii. Atacurile acestea la persoane care deci nu m-a interesat niciodată, nu le-am practicat și nici de acum înainte nu o să le practic. Orice dezbatere o accept, orice provocare o accept, dar doar atunci când se discută la modul real pentru proiecte și dacă este în favoarea cetățeanului. În rest. Sunteți în politică din anii 90, da. Spuneați, și partea aceasta de administrație nu vă este deloc străină. Dacă ar fi să alegeți politică sau administrație, v-ar fi greu să luați o decizie? Nu. Eu consider că nu am făcut politică niciodată. Eu fac administrație. Nici în campanie nu fac politică, fac tot administrație. Pentru că consider că la nivelul unui primar nu ai ce să te... Dacă vrei politică, tu te duci în zona unde se face politică. La primării se face administrația. Să nu zic 100%, dar 95% administrație, pentru că pentru asta te-ai dus acolo. Să faci administrație. Deci ați rămâne la administrație? Da, absolut. Fără discuții. Fără discuții. Nu am fost tentat niciodată de altceva. Nu, eu nu știu, nu vreau să spun lucruri care să fie interpretabile, dar cred că nu există mulțumire mai mare
să vezi fața cetățenilor mulțumiți. Nu există. Vă opresc oamenii pe stradă să vă atragă atenția poate asupra unor lucruri sau să vă mulțumească Bineînțeles, eu îi rog și îmi cert de fiecare dată consilierii locali pentru faptul că nu au o activitate așa cum mi-aș dori eu să o aibă, consilierii mei. Vorbesc ai partidului din care fac parte. Nu din coaliție, din partid. Ceilalți fac ce consideră dumnealor, doar consilierii mei. Pentru că un primar nu poate să stea tot timpul în birou, în primărie. De multe ori, este săptămână când ești de două ori în București. Și mai este încă o zi tot în săptămâna care ești la Timișoara. Și tot așa, pentru că dacă stai în birou, nu vine nimeni să te întrebe: mă, băiatul, tu vrei să faci proiectul respectiv? Mă, băiatul, tu ai bani acolo pentru treaba deci respectivă? Deci nu mergeți la București sau la Timișoara doar așa și atunci, să vă petreceți timpul liber, mergeți pentru aceste proiecte. Nu e nicio plăcere să bați drumul de București, știm toți cum să circulă până la București, nu merge nimeni de plăcere să se plimbe de două ori pe săptămână la București și atunci, de multe ori, nu pot să mai fiu în mijlocul cetățenilor atât de mult cât mi-aș dori. Și le tot spun consilierilor, ieșiți între oameni, pentru că oamenii v-au ales. V-au, pe fiecare localitate în parte, sunteți reprezentanții lor, trebuie să recunoașteți toate problemele. Dacă astăzi s-a ars becul la stâlp în față la casa cu numărul cutare, tu, a doua zi, trebuie să mă sun să-mi spui. Se întâmplă acest lucru? Ați reușit să îi faceți să înțeleagă importanța acestor întâlniri? O parte, da, o parte, cetățenii? Nu, o parte sunt mulțumiți că au ajuns consilieri și încasează indemnizația și atât, dar urmează să facem liste, nu? Și atunci criteriile de performanță. Nu vreau, vă bazați pe, sau da, țineți la această chestiune de, absolut, legată de performanța lor? Absolut, niciodată nu am fost persoana care să mă feresc și nu am vrut să am lângă mine oameni care să mă laude, să mă perie sau să-mi spună cât îți de bun și de frumos. Ei, acum sunt convinsă că vă plac și aceste laude, că nu spun, dar nu mi-am dorit să am acest gen de oameni lângă mine. Am preferat să mă înconjur și nici nu am avut teama că un om cu mai multă școală ca mine sau mai deștept ca mine ar putea să ia locul sau în tot timpul am încercat să mă înconjur de oameni de la care am avut ceva sau am putut să învăț ceva. V-ați și înșelat uneori, probabil. Uneori, da. Dar în majoritatea cazurilor, nu. Doar că te înconjor cu de oameni care au realizat ceva în viață și sunt dedicați muncii pe care o fac în fiecare, în domeniul în care are pregătire, de fiecare dată ai câte ceva de învățat în plus față de ceea ce știi tu. Pentru că la fiecare avem anumite lucruri de învățat, da, asta este corect, cu siguranță, corect. Indiferent de nivelul de pregătire pe care nu, nu, nu îl nivelul are. De pregătire, pentru că înveți lucruri și o spun din propria experiență, înveți lucruri extraordinare de la oameni care poate la viața lor au făcut 4 clase. Dar înveți lecții de viață și lucruri și exact rezolvări. Asta, nu contează neapărat. Nu, deci nu, departe gândul. Făceam referire la cu totul altceva. Am înțeles la ce făceați referire foarte bine, am dorit doar să subliniez da, 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 acest, e foarte bine. Acest lucru, să nu se înțeleagă, să nu se interpreteze da, sigur, greșit, sigur, sigur, exact. Sigur. Cum stați cu bugetul local în acest an? Pentru că este perioada în care majoritatea ați organizat da. Acele ședințe, ați votat bugetul și având în vedere că aveți un număr destul de important de proiecte, mă gândesc că aici intră și partea aceea de cofinanțare da, și sunt, aveți nevoie sunt de proiecte fonduri unde avem cofinanțare. Suplimentare pentru a putea să duceți la bun final toate proiectele pe care le-ați implementat. Eu am încercat și la primărie să
gestionez bugetul cum am făcut-o și acasă, să zic așa. Nu sunt adeptul creditelor. Am încercat și până acum am și reușit să nu îndatorez instituția cu niciun leu. Bugetul este față de anul trecut puțin mai bun, dar este mai bun. În afară de... Cât e? Care e suma? Suma unde este 5 milioane și 50 de miliarde. Să vorbim și așa și așa, pe înțelesul tuturor. Deși după atâția ani ar trebui să vorbim doar în lei, exact, noi, că dar, totuși... Am prin salarizarea care este obligatoriu prin lege, am mai alocat școlii anumite sume de bani. Pentru funcționare ce avem de folosit acolo și restul banilor undeva la aproape 50% s-au dus spre investiții și spre cofinanțări, pentru că reușiți să acoperiți această sumă? Nu reușim să acoperim, doar că aceste proiecte nu se vor finaliza toate în acest an. Pentru că sunt proiecte de anvergură, cum e cel cu gazul, sunt proiecte care sunt în diferite faze, sunt proiecte care sunt aprobate, dar urmează licitația, deci mai este timp, mai este timp și atunci ce am prioritizat proiectele care vor intra efectiv în linie dreaptă și trebuie să suportăm anul acesta, pentru acelea am prins cu finanțarea, următorii, anul viitor o să utilizăm pentru celelalte. Dacă chiar situația ne-o impune și nu avem altă soluție și altă variantă, probabil atunci vom recurge și la un împrumut. Dar aceasta este ultima variantă. Pentru că, cum am spus adineauri, nu sunt adeptul creditelor. În ceea ce privește taxele, impozitele, cum s-a dat? Nu le-am majorat. Taxele, impozitele nu le-am majorat în acest an. Au fost majorate doar cu rata inflației. E suficient și asta pentru mulți dintre oameni care nu prea au venituri. Este destul de mult. Asta ne-a obligat legislația. Nu am putut să facem noi nimic. Dar în plus nu am majorat cu absolut nimic. Sunt, în general, cetățenii comuni reuși achită, dar este un segment care nu înțeleg că în societate ai și drepturi, dar ai și obligații. Nu poți să ai doar drepturi, trebuie să te achizi și de obligații și, din păcate, nu înțeleg și ajung la niște sume care sunt greu de suportat. Ne dați un exemplu? Știți? Da, sunt, de exemplu, un cetățean are 70 de lei. 70 de lei tot ce are el de achitat într-un an de zile. Și dacă ne uităm la cât are de plată la primărie, vedem că are 3700, 4500. Banii ăștia s-au adunat în 20 ceva de ani, pentru că ne plătim niciodată, se adună și se rostogolește până să ajunge la această sumă și ajunge într-o anumită situație în când are nevoie de un certificat fiscal și atunci nu are ce să facă și vai de mine, de unde dau banii ăștia? Păi dacă veneai la timp și îți plăteai anual ăia 50, 70 de lei, 100 de lei, nu ajungeai în situația asta. Pentru că nu face nimeni ilegalități, nu poate nimeni să-ți dea... Care sunt pârghiile legale pe care le aveți pentru a putea să recuperați acești bani? Propriri. Ați făcut acest lucru? Am făcut și propriri, da, s-au pus și propriri. Unde au fost sumele mai mari, unde am încercat să zic, băi, vină și achită pe șalonat dacă nu poți totodată. Au această posibilitate. Dacă nu faci nimic, nu poți. Sunt persoane care au 20.000, 30.000 amenzi de circulație. Aici iar este o problemă și încerc cu reprezentanții noștri în Parlament să găsească o variantă
de modificare a legislației, pentru că nu poți să pui nici... aceste persoane nu au nimic al lor. Nu au casă, nu au terenuri, mașina nu e pe numele lor, nu poți să le execuți nimic. Dar pe tine te afectează la buget, pentru că toate sumele astea, la final de an, cât mai ai de recuperat? Păi 5 miliarde, 3 miliarde. Finanțele când fac, ce fac bugetul spun, păi stai că tu la hrână nu ai de recuperat atât, nu-ți mai... și te afectează. E, dacă legislația s-ar schimba, păi în termen de 45 de zile, 30 de zile, nu ți-ai achitat amenda, se ridică talonul mașinii, nu mai ai drept de circulație până ți achiți amenda, să rămână. Greșește, toată lumea greșim. Nu? Absolut. Dar nu e un capăt de țară, vii și ți achiți amenzile alea, că asta este, acum ai greșit, plătești, altfel se adună și la un moment dat tot va trebui plătite. Da, și este din ce în ce mai dificil atunci. Este, este ca și acasă. Dacă nu ți-ai, ți-ai plătit o lună factura la curent, a doua lună e mai... E cam complicat. Mai complicat, e mai greu. Suntem la final de, de emisiune. Cum vedeți dumneavoastră ce o să urmeze acum în această perioadă și la nivelul comunei Hărău, dar și în județ până la urmă? În ceea ce privește și alegerile și toată această agitație care deja se simte destul de bine. Să începem cu comuna Hărău. Într-un minut. Într-un minut, eu văd în comuna Hărău o continuitate a administrației publice locale. Spun acest lucru pentru că ce s-a realizat în comuna Hărău și proiectele care sunt aprobate în direcția respectivă merg, nu subestimez niciun contracandidat, orice dezbatere care este în folosul comunității o acceptăm, o discutăm, dar cred că la nivelul comunei Hărău nu o să fie probleme. La nivel de județ cred că se va întâmpla același lucru. Adică Partidul Social Democrat va câștiga alegerile în județul Hunedoara. Asta rămâne de văzut. Da. Vom vedea ce va fi. Oamenii deci vor fi cei care vor decide. Eu cred că și la Consiliul Județean următorii 4 ani va fi o continuitate a ce a fost în ultimii 4 ani. La nivel de țară... Va fi o campanie liniștită, credeți? Nu, pe departe de așa ceva. Din păcate, sincer, nu am crezut că în 2024 să mai facem acest gen de politică cu înjurături, cu amenințări. Am crezut că totuși în 2024 putem face o campanie electorală bazată pe dezbateri, pe proiecte, stați pe că nu a idei. Început campania. Poate chiar așa va fi, dacă, domnule primar. Dacă va în precampanie fi una este așa, încălzirea este în tonul ăsta, mă îndoiesc că va fi în luna de campanie efectivă, va fiți fi altfel. Încrezător. Eu sunt și nu mă și refer, până la urmă nu fac și referire. Exemplul pe care îl dați și dumneavoastră. Corect, și alții nu fac contează referire, foarte mult. Nu fac referire la comuna Hărău aici. Fac referire la, și la nivel de județ, la nivel de țară. Lucrurile nu, din păcate, mă repet, nu sunt atât de pașnice pe cum par sau cum ne-am s-ar dori, dori. Cum ne-am exact dori și mi-aș dori cât mai multe dezbateri pe proiecte. Vedem și pe cum soluții. O să fie, vedem cum o să fie în lunile următoare. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Să dea Dumnezeu să încheiați toate proiectele pe care le aveți, pentru că oamenii cu siguranță merită să aibă parte de și toate utilitățile, pentru că totuși suntem în 2024 și nu mai este cazul să vorbim de drumuri neasfaltate, de toalete în fundul curții și așa mai departe. Cred că ar fi momentul să ieșim din această eră. Noi, în ce privește comuna Hărău, odată cu realizarea proiectului cu gazele naturale, putem spune că... Închideți cercul. Da. Mulțumesc tare mult și pentru prezență. Și eu mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!